împreună cu noi, pentru ca și anul acesta, 2024, Lumina Sfântă, Lumina Cerească, să pogoare în Biserica Învierii Domnului, la mormântul Domnului, în Țara Sfântă. Pentru ca să primim și noi această binecuvântare cerească. Este un lucru mare, un lucru ieșit din comun, un lucru care îl văd toți cei care se află în Biserica Învierii Domnului la mormântul Mântuitorului. Au fost timpuri străbune când nu era electricitate, nu erau flash-uri și de aceea se vedea cum prin cupola bisericii, prin cupola cuvântului pogăra Lumina Sfântă. Dar actualmente mai puțin creștini văd acest lucru miraculos, acest lucru mare și prețuit de noi toți. Fiindcă se aprind multe lumini în biserică și este imposibil să urmărești. Dar Patriarhul, însoțit de arhiereii săi, însoțit de delegațiile de clerici care vin de pe bisericile ortodoxe, de trei ori înconjoară cuvântul, mormântul Mântuitorului, este dezbrăcat până la cămașă, intră la mormântul Mântuitorului, îngenunchează, se roagă pentru toți noi, se roagă Bunului Dumnezeu, ca și anul acesta să pogoare Lumina Sfântă. Și majoritatea din dumneavoastră deja ați urmărit acest eveniment important. În foarte scurt timp, intrând la mormântul Mântuitorului, s-a aprins lumânările în mâinile Patriarhului, îngenunchind și rugându-se pentru toată lumea, pentru întreg glob pământesc, pentru liniște, pentru pace. Și clericii noștri, delegația noastră, de asemenea, aflându-se în Țara Sfântă, s-au rugat pentru liniște, pentru pace, în familie, în rudenile sale, în țara sa, întreg glob pământesc. Biserica Mântuitorului Ictenie rostește cuvintele care îndeamnă pe toți să roage pentru liniște, să se roage pentru pace. Și totdeauna a condamnat războiul, a condamnat neînțelegerea între popoare. Aceea și delegația noastră, și noi aici pe loc, am făcut și anul acesta. Vă mulțumim tuturor pentru susținere, mulțumim tuturor pentru că aveți dragoste față de Biserica noastră ortodoxă, păstrați tradițiile strămoșești, vă pregătiți pentru ziua Învierii Domnului pe parcursul Postului Mare. Vă mărturisiți, vă împărtășiți, participați la toate slujbele în amintirea ultimilor zile pământești a Mântuitorului Hristos și în noaptea Învierii Lui. Luând în considerație că deja peste câteva ore și în țara noastră va răsuna imnul Învierii Mântuitorului Hristos. De aceea, pe toți vă felicit cu acest eveniment important în viața noastră, în viața pământească și la toți vă zic, Hristos a înviat! Hristos Voskres! Hristos a înviat! Thank you.
dar împărțiți la toți. Cantemir. Și ce ești? Unde? Ah, bine.